a fost un an greu cu multe încercări și provocări pentru elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Însă, cu multă dăruire și ambiție, copiii au încheiat cu brio anul școlar 2021-2022. Această promoție de absolvenți a primit denumirea onorifică Încoronarea de la Alba Iulia 100, marcând astfel împlinirea a 110 ani de când regele Carol și regina Maria au devenit suveranei României. Considerăm că promoția aceasta, după cei 4 ani de pregătire, vor face față în perioada următoare la tot ce înseamnă examene care le vor da dreptul să obțină un loc în academiile categoriilor de forță. Elevul care a obținut cea mai mare medie în anii de studiu a fost și el premiat. Plutonier adjutant Răzvan Gabriel Patriche, care a încheiat colegiul cu media 9,88, a primit în semn de recunoaștere emblema de merit Știința Militară, clasa a treia. Șefului promoției și elevilor care au obținut cele mai mari medii generale de an de studiu. Țineți la plusul, în unii familii de și verticali pe care i-am cunoscut și priviți cu încredere spre Răzvan, deoarece avem capabilitatea de a în urmă cu 4 ani, mai mulți copii intrau timizi în curtea colegiului, cu multe visuri și cu multe planuri. Acum, prima lor misiune s-a încheiat. Cei 4 ani au fost grei, dar foarte frumoși, am avut parte de foarte multe satisfacții și în același timp am legat prietenii de neuitat. În primul rând îmi place uniforma și respectul între colegi. O meserie plină de onoare care trebuie să avem respect pentru alte persoane și pentru patrie. 23 de fete și 76 de băieți fac parte din prima promoție care a parcurs toți cei 4 ani de studiu în cadrul acestei instituții, de la reînființarea Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Am foarte mari emoții, dar a fost ok. A fost foarte bine. A fost o zi foarte emoționantă. Ultima zi. O modalitate de a-mi descoperi capacitățile la maxim, un fel de a-mi determina o carieră stabilă pe viitor și un viitor frumos. A fost extrem de emoționantă, a fost ultima defilare alături de colegii mei, ultima festivitate și eram toți emoționați, abia ne abțineam să nu plângem și ne-a plăcut extrem de mult. Îmbrăcați în uniforma de paradă, absolvenții Colegiului Național Militar au dat onorul pentru ultima oară profesorilor și comandanților lor. Foarte onorat că am participat la festivitatea de defilare, de premiere. Ceremonia a fost înălțătoare, un moment solemn pentru viața lor. El singur și-a ales asta și m-am bucurat. Eu doar am putut să mă bucur și să fiu alături de el. Și-a ales singură, practic. A vrut să meargă pe limbi străine, pe limbi străine a realizat că este mai greu și și-a ales liceul militar. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea absolvenților. Evenimentul a avut loc în portul militar.